Sâmbătă 4 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă susținută la sediul instituției, primarul Dragoș Chitic și președintele FRF Răzvan Burleanu au semnat parteneriatul pentru înlocuirea gazonului artificial de pe terenul de antrenament al stadionului municipal. Oficialitățile, împreună cu președintele FRF Octavian Goga, au făcut o vizită la stadionul municipal unde au discutat detaliile tehnice și posibilitatea de a dezvolta noi parteneriate. Un alt subiect abordat în cadrul conferinței de presă l-a reprezentat organizarea de miercuri ale echipelor naționale de fotbal pe stadionul din Piatra Neamț, primarul Dragoș Chitic iterând deschiderea municipalității pentru susținerea sportului și realizarea de investiții în dezvoltarea bazelor sportive din Piatra Neamț. Federația Română de Fotbal a înființat două centre naționale de excelență, a căror scop îl reprezintă descoperirea și pregătirea tinerelor talente, unul la Timișoara, iar celălalt la Târgu Mureș. Dorim să continuăm înființarea acestor centre, astfel încât în fiecare regiune a României să existe câte unul, iar cel mai potrivit loc pentru cel din Moldova cred că este Piatra Neamț. Aveți o bază sportivă care oferă toate facilitățile de care trebuie să profităm și unde putem dezvolta parteneriate împreună cu Primăria Pietreană, a declarat Răzvan Burleanu, președinte FRF. Eu sunt o persoană care încurajează parteneriatul și care este convinsă de faptul că asociindu-ne sub orice formă, instituțional sau public-privat, putem genera rezultate deosebite cu beneficii pentru comunitate și de aceea sunt deschis la orice propunere venită din partea Federației. Stadionul din Piatra Neamț este pregătit să găzduiască meciuri ale echipelor naționale de fotbal și vom aloca în continuare fonduri pentru a-l întreține, a completat primarul Dragoș Chitic. Acest parteneriat, prin care se înlocuiește suprafața de joc de pe terenul de antrenament, face parte dintr-un proiect al Federației Române de Fotbal, ce își propune promovarea sportului în rândul tinerilor.